Două zile de sărbătoare pentru locuitorii județului Gorj. Sâmbătă și duminică, în Poiana lui Mihai, sunt așteptați sute de gorjeni, dar și oficialități județene. Manifestările cultural-artistice sunt dedicate domnitorului Mihai Viteazu, care a trecut pe meleagurile din Schela în anul 1600. Cei care iubesc istoria, pe toți cei care au sentimentul acesta patriotic în chip real, să vină la Poiana lui Mihai, cel puțin duminică, începând cu ora 11. Acțiunile vor începe însă de sâmbătă și avem convingerea, după semnalele pe care le avem, vor fi acolo turiști și din afara județului nostru, se vor instala corturi în Poiana lui Mihai, vor începe așa dar de sâmbătă, când vor rula trei filme, este vorba de Mihai Viteazu, Ecaterina Teodoroiu și Nemuritorii, vor avea loc audieri de muzică folk, de muzică patriotică. Dar, cum vă spuneam, greutatea momentului este duminică. Începând de la ora 11, începe marea manifestare evocatoare închinată voievodului Mihai și aniversării a 86 de ani de la ridicarea monumentului. Duminică la Schela vor fi prezente și autoritățile locale și județene. Se vor trage salve de arme și va fi prezentată o lecție de istorie dedicată centenarului Marii Uniri. Lecția va fi prezentată chiar de către profesorul de istorie Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Vor fi întâmpinate persoanele oficiale și aici v-aș spune că întreaga conducere a județului nostru va fi prezentă acolo. Se va face o manifestare, ca să spunem așa, ceremonial-militară, cu prezența unui sobor de preoți, dar și a două plutoane de militari. Se vor trage salve de armă. De asemenea, momentul de la 1600 va fi reconstituit în Poiana lui Mihai, precum și luptele care s-au purtat aici în primul război mondial. Tot cu această ocazie va avea loc și un concurs de muzică patriotică.